Bună seara! Cu prilejul acestei construcții am ocazia să vă explic, pentru cei interesați, care este diferența între, nu diferența, ce este unghiul de fugă și ce este unghiul de convergență. Multă lume, sau chiar foarte multă lume, confundă unghiul de fugă cu convergență. Convergența este paralelismul roților. Iar unghiul de fugă este înclinația axei pivoților, în cazul în care sunt două pivoți, superior și inferior, în cazul în care sunt doi pivoți, înclinația asta, așa, este unghiul de fugă. Asta, fuga, către în față. Ca să vă arăt mai bine, unghiul ăsta ar fi axa pivoților. Deci e către față. Nu e niciodată perpendicular pe carosabil, că dacă ar fi perpendicular pe carosabil, roata asta ar, roțile, fie una, fie alta, ar vira libere. Și ar fi foarte grea susținerea direcției de mers înainte din volan, în cazul în care jocurile ar fi cât de mici, mașina la viteză mare ar pendula de pe o bandă pe alta. Pentru asta, pentru a avea stabilitate, s-a apelat la unghiul de fugă. Unghiul de fugă, spuneam, este înclinația axei pivoților către în față, la partea de jos. Să se ducă înainte. Asta înseamnă, de aici probabil că vine și denumirea de unghi de fugă. E mai către în față. Și la bicicletă și la motocicletă. La motocicletă, furca are amortizoarele pe ea, butucul din cadru care îi permite virajul este mai în spate decât axa roții, tocmai ca greutatea motocicletei să apese pe axa care este în față, așa, și să o țină stabilă. Să nu, și la bicicletă la fel, ca dacă n-ar fi înclinația asta către în față, n-am putea să mergem fără mâini cu bicicleta. Cine merge fără mâini? E, așa e și la mașină. Unghiul din dreapta, unghiul de cădere. Unghiul de cădere este ăsta. Înclinația axei roții. Axei roții, până la urmă. Către interior și către exterior. Deci, asta e unghiul de fugă. Asta e de cădere și convergența, spuneam, paralelismul roții. Deci, unghiul de fugă. Cum lucrează el? Ca să nu mai facem confuzie la... Când ne ducem la service, la un atelier undeva, fă-mi și mie unghiul de fugă. Păi, unghiul de fugă în ultimul timp nu se mai reglează, decât se dereglează. Se dereglează din ce? Din uzura pivoților. Acum, mai nou, pivotul de sus lipsește, superiorul. Este preluat, funcția lui este preluată de tija amortizorului. Tija vine sus, în oala de la caroserie și preia un efort mai mare decât era pivotul aici. Decât prelua pivotul aici. De aceea s-a apelat la tija de la amortizor să aibă două funcții, și de susținere a axei și de amortizare. Deci spuneam, înclinația unghiului de fugă, cum lucrează? Greutatea mașinii apasă pe punte cu forță egală și pe stânga și pe dreapta. Deci greutatea mașinii apasă egal. Dacă am să înclin mai mult, ca să se înțeleagă, apăsând pe partea dreaptă, înclină roata, tinde să o vireze către stânga. Apăsând cu aceeași forță și pe partea stângă, la fel și roata din stânga are tendința să vireze către dreapta. Mașina apăsând cu forță egală și pe stânga și pe dreapta, două forțe egale de sens opus, pentru că asta e așa și asta e așa, două forțe egale de sens opus, rezultanta e zero. Deci tendința mașinii este de a merge, și dacă luăm mâinile de pe volan, tendința mașinii este de a merge pe direcția înainte, datorită unghiului de fugă. Pentru că axa, fuzeta este în afara axei, greutatea mașinii de aici, apăsând,
virează roata către stânga, pasă la altă către dreapta și, spuneam, se anulează virajul roții prin cele două unghiuri egale. Dacă un unghi, unul dintre unghiuri, datorită uzurii, la bucșile de la basculă, care schimbă unghiul, dacă unghiul ăsta va deveni mai mare, să zicem că s-a uzat bucșa la basculă și, sau pivotul și îi permite unghiului să se mărească. Cum? Puțin. Dacă s-a mărit față de celălalt, înseamnă că a apărut o forță mai mare, deci mărindu-se unghiul pe partea dreaptă, apare o forță mai mare de apăsare pe roata dreaptă, ea se înclină, tendința ei de a vira către stânga, dă posibilitatea să spunem că mașina trage stânga. Dacă unghiul din dreapta, din stânga este mai mare, atunci unghiul din stânga învinge unghiul din dreapta și trage dreapta. Deci când trage stânga sau dreapta, posibilitatea este să fie unghiul de fugă dereglat din cauza uzurii. Nu trage dreapta sau stânga din cauza convergenței, că roțile sunt înclinate, că roțile sunt închise în față sau în spate. Când roțile sunt închise, doar uzează la exterior. Când sunt deschise, uzează la interior. Când apare uzură, uzura este egală aproape la ambele roți. Dacă convergența e închisă, la ambele roți, uzura, pentru că niciodată roțile, dacă să admitem ideea că una din ele ar fi dereglată din bieletă sau din cap de bară, cum depinde de mașină. Nu prea mai sunt capete, la tractoare, dar bielete, că pleacă direct din casetă. Dacă o roată este, i s-a schimbat capul de bară, capul de la bieletă și nu s-a ținut cont de paralelismul roților, de convergență, va fi dereglat. Să zicem că roata din dreapta este închisă în față, a lungit brațul din spate. Dacă s-a lungit, atunci roata asta nu va merge ea singură virată și asta să meargă dreaptă. Nu. Mașina va merge cu unghiuri de înclinație ale convergenței, de înclinație de închidere în față egale, puțin diferit pe stânga, pentru că greutatea șoferului apasă pe roata din stânga puțin mai mult și atunci roata din dreapta e mai târâtă. Ce se întâmplă? Dacă roata din dreapta, să zicem, este mai închisă, atunci va trebui să virăm de volan spre dreapta pentru a o deschide și pasta egal cu asta. Dar deschizând-o pasta la direcția de mers înainte, deschizând-o pasta din volan, o închidem pasta. Și atunci vom merge în V, așa, pe carosabil, uzând la exterior, am zis, aproape egal. Puțin mai mult pe dreapta, pentru că roata din dreapta va merge mai târâtă. Chiar dacă bara stabilizatoare apasă și pe ea, la fel ca pe stânga, dar dacă apar jocuri și acolo, nu mai apasă bine. Încă o dată, repet, convergența se reglează când îți uzează cauciucul la interior sau la exterior, unghiul de fugă este cu totul altceva, unghiul de fugă este înclinația pivoților care dă stabilitatea de mers pe direcția înainte. Adică nu pendulează mașina. Dacă am vira dreapta, la viraj dreapta, ce se întâmplă cu înclinația unghiul? Ce face? Ridică, se ridică. Partea asta se ridică. Dar se lasă cealaltă. Ridicându-se, asta înseamnă că greutatea mașinii trece mai mult pe partea dreaptă. Eliberând volanul, are tendința să vină singură. Deci la o intersecție, când ai virat dreapta, mașina are tendința să se ridice pe brațul pe partea dreaptă și atunci ce face? Forța e mai mare de apăsare pe partea dreaptă decât pe stânga. Și la ieșire din intersecție, când e nevoie să îndreptăm, volanul se îndreaptă singur, roțile se îndreaptă singure datorită greutății care apasă pe unghiul de fugă din dreapta, fiind mai ridicat, să-l aducă la egal cu cel din stânga. Și în stânga la același lucru. Deci asta face ca roțile să revină pe direcția de mers înainte după ce am luat un viraj.
un iud de fugă, un iud de cădere pentru altă dată, dacă